Ce fel de oameni trebuie să eviți în viață? Oamenii prin care lucrează Satan. Astfel de oameni se pot numi creștini, dar se ridică împotriva lui Hristos și a creștinilor și în ei nu locuiește Duhul lui Dumnezeu, ci Duhul lui Satan. În zilele de pe urmă ale pământului, această împotrivire față de Hristos va lua proporții globale. Satan va ieși să amăgească toate popoarele și să le adune pentru un conflict global împotriva lui Iisus Hristos. Armatele rebele din toate colțurile lumii vor fi în număr foarte mare. Acest război va fi scurt și foarte dramatic. Focul va cădea din cer și va mistui toate armatele vrăjmașe, iar diavolul care i-a amăgit va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă, împreună cu fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Astfel va fi sfârșitul cerurilor și pământului. Apoi se va produce judecata la scaunul de domnie mare și alb, cum a scris apostolul Ioan în cartea Apocalipsa. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Toți morții se vor ridica pentru a veni la judecată. Marea va da morții. Moartea și locuința morților vor da înapoi morții care vor fi în ele. La judecată se va produce unirea sufletului celui mort cu trupul său, pentru ca în veșnicie să fie în trupul care se descompune și putrezește. Pe cei care se ridică împreună cu diavolul împotriva lui Hristos și a creștinilor, îi așteaptă soarta pregătită pentru Satan. O mulțime de suflete se află acum în mâinile iadului și a morții. Trebuie să-i avertizăm pe toți că în curând ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne schimbăm domiciliul de urgență.